Tinerii socialdemocrați școliți în ale comunicării și ale administrației. Tinerii socialdemocrați din Dâmbovița în acest weekend s-au reunit la tabăra Căprioara din comuna Dâmbovțeană Moroieni în cadrul Școlii Politice TSD Dâmbovița, a doua ediție. Deschiderea oficială a Școlii Politice a Tineretului Socialdemocrat Dâmbovița a avut loc vineri seară, iar sâmbătă au avut loc două ateliere de lucru, unul de comunicare privind relația cu mass media și comunicarea online, iar cel de-al doilea atelier strict legat de administrație. Au participat 120 de tineri socialdemocrați dâmbovițeni. Lucrările au fost conduse de președintele TSD Dâmbovița, Liviu Vasilescu. Avem timpul de partea noastră. Avem toate argumentele. Important este că trebuie să ne implicăm, trebuie să facem față provocărilor și trebuie să fim și buni specialiști. A fi bun specialist te promovează în orice domeniu. În orice domeniu ne facem noi loc ca și tineri dacă terminăm facultăți serioase, dacă ne facem o meserie adevărată și nu doar așa ca să avem un carton la mână. Nu au lăsit nici tinerii de la centru, Andrei Tinu, Ioana Pop și alții. Organizația TSD Dâmbovița a fost una dintre organizațiile talon la nivel național. Ajut și foarte mulți tineri valoroși aici. Și important că rămâneți uniți și că vă place să fiți împreună. Tineretul Social-Democrat este cea mai puternică organizație politică de tineret din România. O organizație politică puternică nu poate să fie decât dacă are membrii foarte bine pregătiți. Prezent la Căprioara a fost și Adrian Țuțeanu, care a avut un mesaj foarte clar pentru tinerii socialdemocrați și anume să facă politică într-un mod profesionist. Trebuie să încercăm să facem politica cât mai profesionist. Pentru că noi facem școală politică a tineretului socialdemocrat. Uneori îi spunem școala de vară, îi spunem în diferite feluri, dar scopul este unul singur. Politica devine o profesie și politica nu mai poate fi făcută după ureche. Dacă până, să zic, în urmă cu câțiva ani, se făcea foarte multă politică după ureche, după bunul simț al fiecăruia, este evident astăzi că lucrurile nu mai merg așa. Trebuie să ne pregătim și sub aspect politic, trebuie să ne pregătim și sub aspect administrativ. Adrian Țuțeanu a primit și o plachetă în semn de recunoștință de la tinerii socialdemocrați. Organizația TSD Dâmbovița vrea să-l felicite pe domnul Adrian Țuțeanu pentru sprijinul și pentru participarea din această seară cu o machetă. Domn președinte, din partea organizației TSD Dâmbovița, este de-a lui.